Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou, Tămăduitorul trupurilor și al sufletelor noastre, ediția a doua revizuită, Asociația Sfântul Nicolae și Sfântul Efrem cel Nou, București 2016, extrase. Mărturia unei mame al cărei fiu a fost diagnosticat cu hepatoblastom, o tumoare malignă la ficat. Am crezut întotdeauna în Dumnezeu, dar în ultimii ani mă îndepărtasem de El și de biserică, amândoi. Ne luase valul, ne acaparaseră preocupările zilnice. Când s-a îmbolnăvit Matei, în luna iunie 2014, la vârsta de un an și jumătate, cineva m-a îndrumat către Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor. Imediat am zis, da, asta trebuie să fie, Matei e născut de Sfântul Stelian. Am căutat pe Google și am aflat de biserica din București unde se găsesc moaștele Sfântului Stelian. Când am fost acolo, la câteva zile de la primirea veștii, am plâns mult, cu lacrimi fierbinți. Am plecat apoi calmă, liniștită și gata de luptă. De acolo mi-am luat puterea și n-am să uit asta niciodată. A doua zi începea tratamentul. În spital, cei mai mulți dintre părinți se rugau Sfântului Nectarie. Câțiva țineau iconițe și cu părintele Arsenie Boca. Eu citeam seară de seară acatistul Sfântului Stelian. Într-o zi, am primit un acatist în care erau și informații despre viața Sfântului Efrem cel Nou. Nu pot să descriu ce emoții puternice m-au cuprins citind și cum am plâns. Iar apoi, în noaptea aceea, am visat că știam de la Sfântul Efrem care e calea pe care trebuie să o urmez, că totul o să fie bine. De atunci, Sfântul ne-a rămas alături. Îmi sărea mereu în ochi, ba o icoană a Sfântului, ba o carte cu minunile săvârșite. Le cumpăram de fiecare dată. Mă rugam lui și îl simțeam atât de aproape, îmi umplea sufletul de bucurie. În perioada când lucrurile se tot amânau cu plecarea lui Matei în Germania, pentru operație, nu reușeam să facem remeneul, într-o sâmbătă seara am aflat că există o părticică din moaștele Sfântului Efrem în București. M-am bucurat enorm, iar duminica dimineața ne-am dus acolo, la mănăstirea Chiajna, din cartierul Giulești Sârbi. Am intrat în biserică și inima îmi bătea cum rar mi s-a întâmplat. A fost cea mai puternică emoție pe care am simțit-o vreodată. Ne-am închinat, ne-am rugat. A doua zi aveam până și biletele de avion luate. Am plecat în Germania cu bucurie și căldură în suflet, cu sentimentul că va fi bine. După ce l-am lăsat pe Matei în sala de operații, ne-am așezat amândoi într-un loc retras să ne rugăm. Am început să mă rog cu lacrimi fierbinți Sfântul Efrem, cu credință, încredere și dragoste. Iar la un moment dat, am simțit un miros minunat de mir. Mi-am amintit de relatările din cărțile oamenilor că acesta este unul din modurile prin care Sfântul se arată. Am simțit o bucurie de nedescris. Am știut că va fi bine, pentru că Sfântul Efrem era acolo cu noi. După 4 ore, doctorul a ieșit și ne-a spus că operația a decurs perfect. Iar Matei, când s-a trezit de tot din anestezie și a văzut icoana Sfântului, a zâmbit și a cerut să o sărute. A fost acolo cu el. Și de atunci, la cele mai mici obstacole, la cele mai mici sau mai mari temeri sau îndoieli, mă rog Sfântului Efrem și ne ajută. Cum i-a spus cuiva în vis, nu voi înceta să vin. Așa simt și eu. Este cel mai de preț ajutor, prieten, este cea mai scumpă comoară, este motivul pentru care nu pot să regret perioada aceasta. Este motivul principal pentru care cred că Dumnezeu are un plan cu noi, altfel nu ne trimitea un ajutor de-al său. Este motivul pentru care scriu rândurile acestea aici. Vreau ca lumea să-L cunoască, să știe că are la cine să ceară sprijin, că este mare făcător de minuni și grabnic ajutător. Și cred că aceasta își dorește și Sfântul. Mă emoționez până la lacrimi când vorbesc despre El. Simt așa o căldură care mă învăluie, dar și o mare bucurie. Îl simt atât de aproape încât uneori îl numesc Părintele Efrem. Mă simt nedemnă de dragostea sa, dar știu că mi-este alături și îmi vine imediat în ajutor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat și Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou că nu ne lasă la greu. Cristina,
București, martie 2015. O ecuație cu două tipuri de cancer și o singură rezolvare. Sfântul Efrem. Atunci când vrei să aștergi pe hârtie felul în care sfinții vin să ne ajute în cele mai grele momente din viața noastră, înțelegi că nu pot cuprinde cuvintele o întreagă simțire despre recunoștința și dragostea veșnică pe care le-o purtăm. Locuiesc în Constanța și am doi băieți. Unul de 19 ani, celălalt de 14 ani. Acum 4 ani, fiul meu cel mare s-a îmbolnăvit de cancer osos. Greu de povestit lupta noastră cu boala aceasta perfidă și cu sistemul medical românesc. Cum am ajuns să-l cunosc pe Sfântul Efrem? Am fost chemată la el, așa cred acum cu tărie. Cunoscând drama băiatului meu, o colegă de serviciu mi-a spus să merg să mă rog la mănăstirea Sfântul Dionisie cel Mic și Sfântul Efrem cel Nou, acolo unde există și icoana Maicii Domnului, grabnic ajutătoarea, care se află în comuna Târgușor, din județul Constanța. Nu cred că am fost atentă la detaliile pe care mi le-a dat, referitoare la modul în care pot ajunge acolo. Totuși, inexplicabil pentru mine, am pornit într-o sâmbătă în căutarea mănăstirii. Am găsit-o ușor, deși drumul este neasfaltat și plin de hârtoape. Acolo am avut parte de o experiență greu de descris, deoarece locul este încărcat de o energie deosebită și totul respiră pace și sfințenie. Pentru prima dată în viață, am simțit că am ajuns acasă, că Dumnezeu mă iubește și pe mine, așa cum sunt eu, păcătoasă. Am simțit asta în clipa în care aveam atâta nevoie să-mi descarc sufletul de povară. Primele semne. Îmi amintesc că fiului meu îi se încarnase unghii la piciorul protezat. Medicinii avertizaseră că el trebuie ferit de orice infecție, pentru a putea păstra piciorul. Spre surprinderea mea, o măicuță foarte tânără și blândă, aflând de îngrijorarea mea în legătură cu piciorul băiatului, mi-a spus că avusese de curând aceeași problemă. Măicuța m-a învățat să ung degetul afectat cu mir de la icoana Maicii Domnului, grabnic ajutătoarea, și de la Sfântul Efrem, cu credință, așa cum a făcut ea, spunându-mi că va trece cu siguranță. Am făcut acest lucru și apoi, cu ajutorul unui chirurg, căruia Sfântul Efrem i-a ghidat mâna, am scăpat de unghia încarnată, fără complicații. O nouă încercare. Apoi am fost supuși la o nouă grea încercare. Băiatul nostru a făcut leucemie. Vă imaginați ce a însemnat acest lucru pentru noi toți. Am pornit din nou la luptă. Internată fiind în spital cu fiul meu, simțeam că îmi pierd puterile, că Dumnezeu s-a supărat atât de tare pe mine că m-a părăsit. Aveam să descoper însă că, deși ești greu încercat, Dumnezeu nu te părăsește, ci te ajută, arătându-ți calea pe care să pășești, dezlegând inimile tuturor celor din jurul tău. Tângeam după locul acela sfânt, tângeam după pacea pe care o trăisem acolo. Eram atât de tristă că nu pot să merg la mănăstire să le spun Maicuței Domnului și Sfântului Efrem cât sunt de supărată. Sfântul Efrem cel Nou ne-a ascultat rugăciunile rostite în spital. Vă rog să mă credeți că, într-o zi, am primit un telefon de la sora mea care fusese la mănăstire ca să se roage pentru fiul meu. Povestindu-i părintelui Ghenadie despre noi, acesta i-a spus că a doua zi avea drum spre București. Unde anume credeți? Chiar în Colentina, în cartierul în care se află spitalul unde eram internați. Așa încât bunul, minunatul părinte, a venit la noi în salon cu papucelul Sfântului Efrem, cu credința că fiul meu se va însănătoși. Doamne, am fost copleșită! Cum a auzit Sfântul umila mea rugăciune și a venit la noi? Cum eu, un om plin de păcate, primesc vizita lui? Cum e posibil? Cu adevărat este mare puterea lui Dumnezeu și cu adevărat sfinții lui vin grabnic să ne ajute. Un bob de credință, atât ne trebuie, și dragostea pentru aproapele nostru în numele lui. Sfântul Efrem a lucrat și în inima soțului meu. Din acel moment, lucrurile s-au desfășurat cu repeziciune, fără complicații, fără întârzieri. Într-o seară, stăteam de vorbă cu soțul meu, care ne vizita zilnic. Îmi amintesc cum încercam să-l conving prin cuvintele mele de faptul că eu cred că Sfântul e alături de noi, pentru că citeam în fiecare zi despre viața lui, despre minunile sale și îmi doream cu toată ființa mea să-l simt alături de noi. La un moment dat, îl aud pe soțul meu spunând că simte miros de mir. Am devenit brusc atentă la spațiul care ne înconjura. Eram singur pe acel coridor și am simțit puternic mirosul papucelului Sfântului Efrem. Nu era autosugestie. Spun asta pentru că soțul meu
pe atunci un sceptic convins, care avea nevoie de argumente și dovezi pentru a crede, susține asta. Mulțumesc Domnului, măicuței sale și tuturor sfinților pentru întoarcerea lui spre credință. Sfântul Efrem cel Nou a fost cu noi pe toată perioada spitalizării și nu numai. Acest lucru de atunci s-a repetat de mai multe ori. Soțul meu mi-a spus că citindu-i acatistul a simțit cum Sfântul îi alină durerea sufletească, modificându-i instantaneu starea de deznădejde, ca atunci când mângâi un copil necăjit, pe creștet și îl încurajezi. Fiul nostru ne-a relatat că a simțit miros de mir în rezerva sa de spital atunci când se simțea rău. Acasă? Uneori trece ca o boare miresmată pe lângă noi. Doamnă, băiatul dumneavoastră a trecut prin transplant ca gâsca prin apă. În scurt timp, am fost anunțați că au găsit donatorul de celule stem pentru băiatul meu. Ne-am rugat fără încetare pentru o minune și Domnul s-a îndurat de noi, pentru rugăciunile tuturor sfinților la care ne-am rugat. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Ioan Rusul, Sfântul Nectarie, Sfântul Stelian, Sfântul Pantelimon, Sfântul Fanurie și, bineînțeles, ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale Sfântului Efrem, care ne-au adus astăzi aici, acasă, cu băiatul nostru, într-o stare bună pentru cineva aflat în situația lui. Mergem la control săptămânal și vedem că medicii nu înțeleg cum un copil, după două cancere, revine la viață încet, dar sigur. Una dintre doctorițele care l-a avut în îngrijire a spus chiar la un moment dat: Doamnă, băiatul dumneavoastră a trecut prin transplant ca gâsca prin apă. Știm că trebuie să continuăm să ne rugăm cu toată ființa noastră, dar cu mare bucurie am aflat că Dumnezeu nu ne-a părăsit. Sfinte Efrem, ajută-i pe toți oamenii aflați în suferință. Sfinte Efrem, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, rugați-vă pentru familia noastră să mergem pe calea dreaptă a credinței și să ne îndreptăm greșelile. Mihaela, Constanța, iulie 2015. Rugăciuni către Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou. Rugăciune grabnic folositoare către Sfântul Efrem cel Nou. Sfinte Mare Mucenice Efrem, ascultă rugăciunea mea a păcătosului și vino în ajutorul meu. Am aflat de minunile tale, am aflat de darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu pentru jertfelnicia ta. Și văzând cum atâta mulțime de oameni a fost ajutată de tine, îndrăznesc să nădăjduiesc și eu, știind că nu vei trece cu vederea cererea mea. De nenumărate ori te-ai arătat în vedenii și în vise, spunând celor credincioși că vor primi cele cerute în rugăciune. Eu nu sunt vrednic de o astfel de mângâiere, pentru că păcatele mele sunt multe și credința mea este puțină, dar cred că iubirea ta covârșește răutățile mele și nădăjduiesc, prin mijlocirea ta, să pun început bun mântuirii mele. Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, Sfinte, să caut cele de folos mântuirii. Trupul meu este slăbănogit de păcate și sufletul meu este moleșit din pricina patimilor. Iubitor de păcate sunt și la faptele cele bune mă lenevesc. Cere lui Dumnezeu să-mi sporească credința, să-mi înmoaie inima cea învârtoșată, să-mi dăruiască smerenie, răbdare și râvnă în războiul duhovnicesc. Sfinte Efrem, învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Sfârșitul tău mucenicesc mă îndeamnă să lepăd de sfătările trecătoare ale acestei lumi. Chinurile pe care le-ai suferit mă îndeamnă să ridic și eu crucea ascultării de Dumnezeu. Învață-mă, Sfinte, să trăiesc nu după voia mea, ci după voia dumnezeiască, să nu caut cele ale mele și să mă izbăvesc de patimile și de păcatele care mă apasă. Alungă de la mine toată ispita diavolească. Prea mult am păcătuit, prea mult am izgonit de la mine harul dumnezeiesc. Acum a sosit ceasul mântuirii mele, Sfinte. Domnul bate la ușa inimii mele și vreau să-i deschid. Ajută-mă, Sfinte, că sunt neputincios.
roagă-te pentru mine până la ultima suflare a vieții mele. Roagă-te, Sfinte Efrem, pentru tot poporul creștinesc, pentru toți ierarhii, preoții, monahii și credincioșii. Roagă-te pentru părintele meu duhovnicesc și pentru toate rudenile mele după trup și după duh. Roagă-te, Sfinte, pentru robii lui Dumnezeu, pentru toți cei care mi-au cerut să mă rog pentru dânsii, pentru toți cei care se roagă ori se ostenesc pentru mine, pentru toți cei care mi-au făcut vreun bine vreodată, știuți și neștiuți. Ajută, Sfinte Efrem, pe cei care zac în patimi, robiți de nepocăință și trândăvie, pe cei ce sunt în necazuri și în ispite. Alină-le suferința sufletească și trupească și îi ocrotește pe cei ce sunt în închisori, în spitale, azile sau orfelinate și pe toți cei care sunt singuri, bolnavi și neputincioși. Înmulțește rugăciunile pe care le faci pentru noi, Sfinte, ca și noi să cădem la rugăciune, mulțumindu-ți din prea plinul inimii, ca împreună cu tine să-L slăvim pe Dumnezeu cel întreime lăudat, în vecii vecilor. Amin. Rugăciune pentru cei bolnavi. Sfinte Efrem, mare mucenice al lui Hristos, ascultă acum puțina noastră rugăciune pentru robii lui Dumnezeu care sunt încercați de boli, suferințe și de ispite. Venim la tine ca la un doctor ceresc și credem că vei primi cererea noastră și vei ușura suferințele lor. Ai spus că ai leacuri pentru toate felurile de boli și de aceea nădăjduim că iubirea ta de oameni nu s-a împuținat. Cine poate spune mulțimea minunilor tale? Cine știe câți suferințe au aflat izbăvire prin rugăciunile tale? Ajută-i, Sfinte Efrem, ajută-i pe cei suferinți. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru ei și dacă le este de folos să fie tămăduiți de grabă, fă să se întâmple aceasta spre slava lui Dumnezeu. Iar dacă le este mai de folos să ducă mai departe crucea suferinței lor, ajută-i să rabde fără să cârtească, pentru ca să primească luminoasa cunună a răbdării. Sfinte mare mucenice Efrem, tu ai răbdat suferințe de nespus, iar viața noastră este plină de desfătări. Dar chiar dacă suntem păcătoși și întinați prin tot felul de patimi, îndrăznim a ne ruga ție, căci nu pentru noi ne rugăm ție, Sfinte, ci pentru bolnavii aceștia pe care suferințele i-au îngenunchiat. Fiilor păzitor, povățuitor, ocrotitor și tămăduitor, ca să-ți mulțumească cu inimă smerită și să-L slăvească pe Dumnezeu care te-a acoperit cu harul Său, arătându-te mare făcător de minuni în vecii vecilor. Amin. Rugăciune pentru cei care nu pot avea copii. O, Sfinte Efrem, grabnic ajutătorule al celor ce se roagă ție, primind puțina noastră rugăciune, vino în ajutorul nostru. Întristată este inima noastră că nu ne-am învrednicit a aduce pe lume copiii. Mare este darul nașterii de prunci și mult se bucură părinții de copiii lor. Dar din pricina păcatelor noastre, noi suntem lipsiți de această bucurie. Știm că multe femei care erau apăsate de felurite boli și cărora doctorii le spuseseră că pântecele lor va rămâne neroditor, s-au rugat ție și au primit ceea ce ceruseră. Cine poate spune veselia lor când au văzut pruncii veniți pe lume după rugăciuni fără număr? Sau cine poate spune veselia bărbaților care, deși aflaseră de la doctorii că nu vor putea avea copii, au crezut mai mult în ajutorul tău decât în știința acelora? Și noi credem că ne poți ajuta, chiar dacă răbdarea noastră s-a împuținat și credința noastră este puțină. Dă-le lor pântece stârb și sâni fără lapte, le-a blestemat prorocul Osea pe femeile izraeliților care au părăsit legea lui Dumnezeu. Ocrotește-ne, Sfinte, să nu cadă și peste noi pedeapsa dumnezeiască, ci știindu-ne păcatele,
învață-ne să ne curățim sufletele prin pocăință. Roagă-te pentru noi, Sfinte Efrem, ca îndreptându-ne viața să primim și bucuria de a avea copii. Și dacă îi vom avea, să-i creștem în dreapta credință, fiindu-le pildă de viețuire creștinească. Iar dacă din pricini neștiute de noi, Dumnezeu ne va lăsa lipsiți de acest dar, roagă-te să mergem pe calea rugăciunii, pe calea cea îngustă care duce în împărăția cerurilor. Întărește-ne, Sfinte Efrem, ca în viață să nu căutăm voia noastră, ci voia dumnezeiască și în tot locul să-i aducem laudă lui Dumnezeu, celui iubitor de oameni, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea celor dependenți, desfrânare, tutun, alcool, droguri. Sfinte Părinte Efrem, inima mea e sfâșiată de durere și de amărăciune și nu știu ce cuvânt să aduc înaintea ta. Nimic nu mă mai bucură în această viață și poverile și suferințele cele lăuntrice îmi sunt ca o băutură otrăvitoare și cumplite de amară. Nu-L mai deslușesc pe Dumnezeu în nimeni și nimic și mă simt ca un om care e omorât de propriile gânduri. Izbăvește-mă, Sfinte, de această asuprire diavolească, căci nu mai pot răbda mâhnirea și urăciunea aceasta ce-mi sorbă vlaga și toată puterea de viață. Tu i-ai văzut pe batjocoritorii și ucigașii tăi și ai răbdat nenumărate schingiuiri și urăciuni din partea lor, dar prin dragostea ta pentru Dumnezeu ai rămas neclintit în credință, înfruntând acea priveliște de iad. Cu totul m-am slăbănogit, iar din multa durere lacrimile nu le mai pot opri. Nu am la cine să merg, nu este cine să mă audă, nu este cine să mă mângâie, nu este cine să-mi spună o vorbă bună. Fă-te tu toate acestea pentru mine, Sfinte Efrem, și așa cum eu nu știu, tămăduiește și limpezește sufletul meu, ridică-mă într-o nădejde și lumină. Știu că e de necuprins cu mintea toată pătimirea ta mucenicească și tocmai de aceea te rog pe tine, căci știu că ai răbdat urăciuni nemăsurat mai mari decât ceea ce rabd eu acum. Fie-ți milă de mine ca de un frate mai mic și foarte neputincios și rânduiește în așa fel încât, prin această durere pe care o trăiesc acum, să cunosc mai bine ostenerile tale mucenicești și ceea ce înseamnă purtarea de fiecare zi a crucii. Amin. Rugăciune de mulțumire pentru ajutorul primit de la Sfântul Efrem cel Nou. Sfinte Mare Mucenice Efrem, slabă este credința mea, săracă-mi este inima mea, risipită-mi este mintea și nevrednic sunt de ajutorul tău. Dar mare este dragostea ta față de tot omul care te cheamă în ajutor. Așa învrednicindu-mă și eu de binefacerile tale, cu gând smerit și cu evlavie cad înaintea ta, mă închin și cu buze necurate îți sărut cu recunoștință icoana și îți mulțumesc că nu ai trecut cu vederea cererile mele, ci după obicei te-ai arătat grabnic ajutător. M-ai ajutat, Sfinte Efrem, când grele încercări și teamă m-au cuprins. Iar acum, Sfinte, primește mulțumirea, recunoștința și dragostea mea, ca ale unui rob nevrednic. Așa cum ai împlinit cererile mele, întărește-mă să împlinesc și eu poruncile lui Dumnezeu. Precum nu ai șovăit a mă izbăvi de necazuri și a tămăduit trupul meu, nu șovăi a curăți și sufletul meu de toată întinăciunea. Luminează-mă, Sfinte Efrem, cu rugăciunile tale, să nu-mi pun nădejdea în oameni, în mintea mea sau în sănătatea trupului meu, ca să nu fiu rușinat. Iar pentru că întinat și robit de patim sunt eu și nu am îndrăznire către Dumnezeu, te rog, Sfinte al meu, ca așa cum m-ai ajutat până acum, să-mi fii mie sprijinitor cu rugăciunile tale către Hristos Dumnezeu. Ori de câte ori furtuna încercărilor se va bate asupra sufletului meu. Te rog, ocrotește cu rugăciunile tale și pe robii lui Dumnezeu, pe toți cei care mi-au cerut să mă rog pentru dânsii, pe toți cei bolnavi,
necăjiți sau ispitiți, pe toți cei care au nevoie de ajutorul Tău și pe tot poporul binecredincios. Amin.